Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit aici la un nou episod de Eurofishing. Suntem la pește pe o hartă în Spania, unde aici este niște somni foarte mari, crapi și alte specii. Noi o să pescuim în special la crap. De data asta o să revenim și cu episoade la somn, dar ceva mai târziu, pentru că încă nu știu la ce trage somnul aici și nu am chef de experiență. O să dăm la boilies. O să încercăm la Boilies, da? Ne luăm și locul de pescuit, perfect. Uite aici tot echipamentul nou, scortul. Fain, frumos, da? O să încercăm să dăm cu asta. Soarele este super tare. O să încercăm să dăm în partea aia acolo. Da, o să dăm cu asta. Bun. Asta e o problemă, nu știu de ce nu mă lasă să lansez. Acum, gata. Opa, am dat cu ea pe mare. Da, nu-i bai. Hai că e bine acolo, lăsăm acolo pe aia. O luăm pe a doua. A doua, hai să o dăm la porumb fals, să vină cum mișcă. O dăm mai în partea aia. Așa. O, da, am dat bine, bine, am dat până pe mal. Păi, hai să o trag mai pe mijloc, așa. Și a treia, o dăm în partea dreaptă, așa e mai da mal, dar nu chiar. Ia, hai să-i punem ăsta. Am. Hai să-i punem, băieți, la ce o să muștești, ce crap o să prindem noi oare. Acolo sunt pietre. Sunt pietre peste tot aici. E apa foarte mică. Da, ce știu despre această hartă? Că are apa mică. Nu știu. Nu-i bai, pus bine. Am pus bine. Așa. Și acum așteptăm. Uite, peștele umblă. Mamă, deja m-a luat-o. Ia uitați, băi. Ce m-a luat-o? Deci ce se duce? Ce se duce cu ea? Stai. Aoleo, băieți, ne cam rupe la ochi. Da, să dăm mai jos, că o să-l scăpăm, dacă nu. Ce, dar e frumos asta. Mamă, băieți, ne rupe la ochi. Ne rupe în partea aia la ochi. Nu știu, asta cred că e ceva mărișor. E mărișor că... Din ce observ... Mă, cam ține pe roșu, la 32. Doamne, mă dor ochii de la soarele astea. Aoleu, pleacă cealaltă. Mă, dă până mă ce-am dat cu ele în apă. A, băi, aici se vede că e Spania și e apa caldă. Mamă, tot e 3, trag, băi. Tot e 3. Eu nu pot să-l scot nici pe ăsta. Ce e ăsta, băi? Mă joacă aici la mal. Uite ce se întâmplă dincolo. Hai, scoate rapid, e trafic, 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 băieți. Nici ce să duc. Aoleu. Aoleu, băieți, ce crap am prins. Cât? 8 kg. Dăm drumul. Aoleu, 8 kg. Ia, o luăm doiul. Că trage de ceva din doiul. Hai, întinde firul, întinde firul. Oh, stai. Stai că e frumos și ăsta. Aoleu, băieți, dar ce capuri luăm aici. Unul, uite, cum se duce și treiul. Cred că încercăm să scoatem rapid, bă, să că e mic, aparent. Pare mic. Ni l luăm momentan. Baia pele. Asta e ca să nu crap. Cred că e lin, băieți. Cred că am prins lin. Bă, dar am nimerit momeala, băieți. Ia uitați ce lin frumos am scos. De 1 kg 700, nu stau mulțumit că scapă 3. Mamă, de ce prindem noi aici, băieți? O, asta e ceva mai... E mai mare. E ceva mai mare. O, ce sări crapul lângă mine. O, dar mă doare ochiul ăsta drept, nu știu ce are. Hai să mai slăbim o leacă, că îl prea forțăm. Vrea să stea acolo, băiatul, nu vrea să vină încoace. E la 47 de metri. Bă, hai că vedem noi cum îl aducem. Mamă, de ce vorbești, crapă, așa una după alta.
Mă, deci bate vântul aici în joc. Asta cred că e ceva mai mare. Ia uite cum se plimbă. Ar fi ceva să intre un somn, nu? La boilies. Da, nu, nu e posibil, băieți. Are cum. Ia, hai să-l vedem. Câte? Ha? Oi, crap de la negru cu solz, băieți, ce frumos îi! Ce frumos îi! Aoleo, băieți! Aoleo, nu pot să cred! Ia uitați-l, băieți, cât e? 9 kg! No, ăsta da, băieți! Ăsta da, crap! No, așa mai vii de acasă, băieți! Frumos, frumos! Frumos, n-avem ce spune! Ăsta, da. Mamă, la toate trei... La toate trei modele m-au orientat crap frumoși. Adică doi crap și un lin. Aoleu, asta vă faceți că n-ați văzut-o. Așa. Perfect, o punem jos, luăm doi, le luăm pe invers, am. Hai să dăm și cu asta mai în partea aia acolo. Oh, încet am dat. Nu, 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 că aici e foarte mic apa. Parcă ar fi numai un șans cu apa mai adâncă acolo în partea aia. Iar am dat foarte slab. Ca începători, da. Nu s-a obișnuit cu sistemul ăsta de aruncare cu mouse-ul. Hai că am dat-o bine, nu? Am dat-o perfect, acolo lângă mal, frumos. O ia apa adâncă. Da, să o dăm aici. În partea stângă nu ne mai uităm că... A, uite ce bine am dat-o și pe aia. Nu ne mai uităm în partea stângă că e soarele la super tare. Da? Ia uitați cum arată harta. Aici avem... harta lacului. Ia uite, nu e foarte mare, dar bine. Uite, opa, opa, că-mi trage deja. Doamne, ce bine trage, băieți, am un noroc. Dar aici dacă vrei să fii, să prinzi pește, prinzi cu tonile sau am eu mare noroc acum. A, 9 kg și ceva, vă dați seama. Are mulinetele astea mele, mă, uite ce mulinoc că m-am pus acolo. Ia asta că pleacă, cred că 2 sau 3. 2. O pleca și 2, băieți. Mamă, rupe aici, bă. Rup. Nu altceva. Ia uite, am oprit de viteză mare. Imediat decolează ăla. Imediat decolează, băieți. Mamă, ce pești prindem noi aici, băieți. Asta e crap, până lumea. Asta sigur e crap. Dar nu vrea, nu vrea la mal. Nu vrea la mal, băieți. Ia. Crap oglindă, băieți. Asta e crap oglindă. Ia, uite cum dă din coadă. Ce ne face? Hai că e frumos și ăsta, n-ai ce să spui. N-are solți nimic. 7 kg. Frumos. Foarte frumos. Ia să luăm doiul, băieți, că-și face de cap aici. Luăm doiul. Mam, punem-o dus firul. Ia, ăsta cred că e mic. Da, ăsta e foarte mic. Cred că e... Da, e lin. Uite, ăsta e lin. Nici nu l-am simțit. Nu l-am simțit de astea cât un lin de o chilă. N-a nici o chilă. Hai să modificăm, că văd că la momia la asta intră linul la porumb. Hai să băgăm ăsta. Opa, buce la ce. Perfect, pam. Hai, cu unul. Să dăm acolo. Perfect. Mai mult ca perfect. Da, ăsta e numai de design aici, cortul. Dacă treiul își face treaba și treiul. Mamă, ce m-a slăbit firul. Hai, hai.
Cred că s-o agăța firul sub apă, în ceva piatră, pentru că mie mă arată ca și cum ar fi mult mai aproape. Hai că asta e bine. Mai mere băieți, cred că e un bug din ăsta. Ia, mă și-o dat drumul. Asta e micuț, e micuț. Ia, uitați ce fac eu. E micuț. E micuț, băieți. Îl scoatem imediat, ia. Îl forțez aici la malul leacă și deja cedează. Sper să nu rupă firul. Îl țin aici. Gata-i. Crapă-i și ăsta. Mamă, dar mere la cap, nu glumă. Ia uitați ce frumos e și ăsta, 5 kg jumate aproape. Hai că e fain, e frumos, e frumos. Asta nu știu unde pică, pe pietre cred. A, acolo ăsta. Care? Doar umblă și pe peștile. Hai că e bine. Ne mișcăm bine, băieți. Putem să vinem dacă mai intră ceva. Avem 11 minute de când pescuim. Ora 99 dimineața, poate de-aia și trage așa de bine. Hai că așteptăm să vin eu. Hai băieți, că se duce unul, se duce doiul. Ah, mă, s-a scăpat. Unul a scăpat. Hai că se duce și treiul. Păi, dar parcă se vorbesc. Parcă se vorbesc, băieți. Deci, a plecat unul. Bine, unul a scăpat rapid. Ăla n-am apucat să-l înțep. Și dus, mamă, ăsta e mare? Mă forțează așa, ia. Bă, dar ăsta e mare, mă. La 2 e mare. E frumos ăsta la 2. Aș reuși să-l scot și pe 3-ul. Ah, ar fi faină. Hai că vedem noi imediat. Și cum? Asta chiar că îi pescui la crabă, la macra. Ei, am câțiva lini din aia. Lini din ăla am prins și în realitate e foarte frumos. Dar am prins am vreo 7-8 ani. N-am mai prins atunci și nici n-am mai văzut lini. Hai să vedem. Asta cred că are 8 kg, crapul ăsta. Asta e ceva mărișor. Nu forțez mai tare, că și așa îmi dă păroșul de câteodată. Hai să-l scoatem, băi, să-l vedem. Oleo, dar ce e animalul ăsta? Mamă! 12 kg, băieți! 12 kg! Hai, dă-o încolo, că ăsta e recordul nostru aici. Mamă, 12 kg, dar eu vin așa greu. Ia să luăm treiul. Trebuie să plimbă pe aici, pe insula asta. Hai să-l scoatem și pe treiu, să vedem. O, dar și ăsta cred că e mare. Uite, la 30 îmi pune pe roșu. Să plimba crapul cu ea în gură. Hai, că vedem noi acum. Practic, chiar am rămas fără niciuna în apă. A, băieți, dacă aveți acest joc, putem face un turnament împreună, să jucăm împreună. Ca pe Fishing Planet. E același sistem. Hai să vedem, băieți, ce o să reușim noi aici, mă întreb. Curios. A, dar și ăsta e mare, să știi că e mare. Păi, că nu pot să dau mai mult de 30 la mâneta. Ia, nici nu-l vedem încă. Dar l-am scos pe băiat. Ia să vedem ce o fi.
Mamă, nu cred așa ceva. Bă, nu-mi intră pe ecran, nu. Bă, 14 kg, 13 kg, 600. Mamă, ce crapă am prins, băieți. Nu cred. Nu se poate așa ceva. Ia uitați ce animal am prins aici. Mamă, cât îi. Cât îi, băieți. Ia să vedem la ce a intrat. A intrat la puletele alea, popa pula. Mamă, de 14 kg. Da, l-am scos așa greu. Aoleu, cum am lansat-o pe asta? Hai colos, na, și-am dat aici, aproape de mine. Nu trebuie să dau deoparte și am prins recordul. Hai de capul meu, băieți. Ce record, ce record am băgat aici. Mamă, ăsta da, ui, ăsta da, ce mai vii cu pești. Băieți, ia uitați ce e aici. Tachetri, no, care e cel mai mare pește? Mamă, tachetri, bă, dar nu s-a poate așa ceva. Unul scăpat deja. Ăsta nu-i mare. După cum îl văd eu, nu, nu, nu. Nu-i mare. Hai da, mie, băieți. Mamă, dar cum, mă, dar cum? Tachetri deodată, nici că să vorbesc. Ce să fac? Stai și le asculti, că n-ai. La unul a scăpat, doi eu cred că merge încă, sau unul, nu știu care, una dintre ele. Hai să vă scot și pe ăsta. Asta nu-i chiar mic. Nu-i chiar mic. Mă cam chinui chiar. Ia, hai să-l vin, băi. Ei, crap, e frumos. Da, la unul a scăpat. Ei, frumos, 7 kg. Faină, faină bucata. Doiul. Hai să vin și doi, băi. Avem la doi. Că nu a vrut să o lase nici cum. I-a plăcut-o prea mult. Asta e mare. E mare că îl văd lent. Și de asta zic că e mare. Hai să vinem asta, cred că o fi record de ară, băieți, dacă nu mă înșel. Nu prea pot să-l aduc. Orice fac, nu vine. E la 5-6 de metri. Da, acum începe să vină. Dacă ceasul e 10:55. Gata, băi, l-am adus. Ia. Băi, e mare. Mare, da? Mamele, e mare. Asta are 10 kg. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, la crap, frumos. Mă. Da, acolo e 10 kg. Dacă ce-am spus. Hai, că e faină. Frumos, frumos. Frumos pe el. Hai să mai dăm, să mai prindem câțiva și... Hai nu fi. Hai să dăm cu 3 aici, că aici a fost norocul nostru data trecută la crab. Ah, e pe pietre. Nu-i bine. Gata, e perfect acolo. 1.
Asta a scăpat. Tot e bine că am scos 2 din 3. Mamă, de cum am dat-o pe asta? Asta. E numai piatra aici. Hai să dau acolo. Doamne, lângă mal. Probabil e adânc apă acolo. Da, așteptăm băi să vedem ce-o fi. Băi, e deja la 1 roto, acolo lângă mal, la apa aia mare. Hai să vedem dacă e și pește mare. Asta nu cred că e de 12 kg sau 10. Din cauza că îl văd cam rapid până apă și am observat că e mare, se mișcă mai greu. Da, nu-i sigur. Hai că vedem noi acum. Vedem noi acum, băieți. Nu, nu-i mare. Da, da, vrea să se ducă. nu vrea la mal. Oricum le dau drum. Mamă, cum s-o dus ăla, zici că am ca avionul decolat. Hai să vin crapul ăsta. Hai că s-o duc și cealaltă două. Ce activitate, băieți! Da, uite un crăpușor din ăsta mai lung, fără solți. Ha? E faină. Mamă, de ce alb. Hai să luăm doi, băiet. Eu cred că și trei au fost dus în probleme. Sau nu? Mie așa mi s-a părut că s-a dus amândouă. Asta e mai mărișor. Sau poate nu. Ne convidea noi. Vedem noi acum, băieți. Da, scopam greu. Ei, cred că e mare. Ia, hai să-l vin. Da, cred că e mare, că nu se vede, stă pe fundul apii. Ia. Ia, băieți, cât e animalul. Aoleo. Aoleo, ia ca 10-le. 10 kg. Hai, e frumos, e frumos. Fain, fain. Să-ți facem și 3 din apă, că... Tot că nu vreau să muște la el, dar... Nu e problemă. Oricum am prins foarte bine. Mulți pești în scurt timp și record. Așa că stăm bine. Băieți, vă mulțumesc foarte frumos pentru vizionare. Nu uitați să dați like dacă v-a plăcut. Și, da, a fost bine. Mie m-a plăcut foarte mult. Am avut activitate. Am reușit să mă fac și un record aici pe această hartă. Și băieți, vă mulțumesc pentru like-urile de la episodul trecut cu Eurofishing, s-au adunat destul de multe. Și ne vedem la un nou episod aici pe Eurofishing sau pe alte jocuri. Vă mulțumesc frumos băieți și ne vedem data viitoare. Pa, pa!